Bine ați venit, domnule Liviu Briciu, la interviurile Oglinda de azi. Mulțumesc frumos pentru invitație. Am văzut că faceți emisiuni mai multe pe teme de buget. Mi-ar plăcut să fiu cu colegii de la emisiunea trecută, dar îmi place și așa, singur. Sunt toate șansele. Putem să organizăm o emisiune și cu dumneavoastră alături de cei care au venit în emisiunea la care faceți referire. Pentru privitorii noștri care vă cunosc mai puțin, am să subliniez faptul că sunteți consilier local la primul mandat în legislativul Câmpinei din partea Partidului Oamenilor Liberi. Sunteți președintele acestui partid la nivel local și chiar și în conducerea județeană, dacă nu mă înșel. Da. Membru al Comisiei de Cultură, Sport, Învățământ a Consiliului Local și o voce critică în general la adresa celor care se opun proiectelor susținute de dumneavoastră. Tema principală a interviului de azi este proiectul de buget al Câmpinei pentru anul 2023 și situația politico-administrativă din Consiliul Local după primii 2 ani din acest mandat. Prima întrebare, domnule Briciu, proiectul bugetului public al Câmpinei pentru anul 2023 însumează sume record la capitolul venituri, peste 40 de milioane de euro, cea mai mare parte dintre acestea provenind din subvenții din bugetul național și din fonduri europene. Este aproape sigur că în viitorii ani orașul se va transforma într-un adevărat șantier în care vor fi derulate concomitent mai multe proiecte. Vă rog să ne dați 3 exemple de proiecte importante de pe urma cărora vor beneficia într-un număr cât mai mare câmpineni. După cum bine spuneți, asta este o discuție importantă și toți oamenii politici ar trebui să discute despre bugetul local, pentru că până la urma urmei banii sunt foarte importanți pentru a ne susține și pentru a ne dezvolta. Și într-adevăr este cel mai mare buget. Bugetul de dezvoltare, dacă vreți, este cel mai mare al ultimilor ani. Ca și proiecte, dacă sunt foarte multe care se vor încheia anul acesta, dar mi-ați cerut 3 dintre ele care au un impact mai mare asupra orașului. Și asta ar fi iluminatul public, cele 2 spitale, Spitalul Municipal și Spitalul Voila, unde se încheie 2 proiecte destul de mari pe fonduri europene. Și v-aș mai spune aici că sunt mai e un centru medical social care va primi ordin de începere în foarte scurt timp. Dacă îmi permiteți să vă spun că există grădința cu program prelungit, 2 blocuri sociale cu ordin de începere și urmează al 3-lea, strada Petrolistului și Oborului, modernizare și refacere, blocul 7 ABC, școala HD, unde este și o sală de sport. Sunt foarte multe proiecte care trebuie să se termine anul ăsta și foarte multe proiecte care sunt în derulare pentru sfârșitul anului ăsta și acesta și începutul anului viitor sau în cursul anului viitor. Deci sunt proiecte destule, proiecte interesante și bune pentru oraș. N-aș vrea acum să stăm să le enumerăm pe toate pentru că ne-ar lua foarte mult timp. Adică sunt în toate domeniile și acoperă o plajă destul de largă a necesităților orașului Câmpina. A dezvolta ori a moderniza infrastructura unui oraș care suferă la capitolul veniturilor proprii, după cum bine știm, prin atragerea de fonduri guvernamentale ori europene, este indiscutabil de dorit în contextul actual. Cu toate acestea, se poate pune problema capacității administrației publice locale de a gestiona aceste fonduri și proiectele aferente lor. Credeți că primăria Câmpinei în acest moment poate să facă față avalanșei de proiecte ce urmează a intra în execuție, domnule Briciu? Da, cu un efort destul de mare o să facă față, așa cum au făcut și până acum. Sunt administrația, primarul, city managerul și oamenii din primărie au făcut eforturi foarte mari până acum în a susține aceste activități și cu un efort la fel de susținut sunt absolut convins că nu vor fi probleme. Singura problemă pe care o văd eu aici este, dacă vreți și să nu începem totuși o discuție politică, organigrama primarului este veche de pe vremea lui Tiseanu, a domnului Tiseanu, a fostului primar, pentru că majoritatea constituită în Consiliul Local au refuzat
organigrama primarului și în 2021 și în 2022, iar rămânând în forma de atunci. Ori se știe bine că orice primar are nevoie de o organigramă, știe ce nevoie are și de ce oameni are nevoie ca să-și ducă la bun sfârșit proiectele. Să sperăm că anul acesta nu o să mai fie probleme în a-și vota o organigramă proprie cu care știe că poate să-și ducă la bun sfârșit toate proiectele pe care și le-a propus. Din câte îmi amintesc, totuși, primarul a introdus de câteva ori organigrama administrației publice locale în Consiliul Local, dar nu a venit cu schimbări substanțiale în ceea ce privește personalul. Da, în primul an este adevărat, pentru că a fost și an de pandemie și lucrurile erau destul de neclare. Dar pentru anul 2022 și 2023, cu siguranță organigrama trebuie să sufere ceva modificări, pentru că e nevoie de oameni în anumite sectoare. Și am să vă dau un exemplu simplu. Din punctul meu de vedere, este obligatoriu să se umble în segmentul IT, unde e nevoie de oameni și de oameni pregătiți. Am dat doar un exemplu. Suferim la capitolul ăsta. Da, din păcate suferim, dar sperăm ca în următorii 2 ani să rezolvăm mare parte din probleme și să fie mult mai bine. Într-o emisiune la care ați făcut referire la începutul acestei emisiuni, viceprimarul afirma că ar avea nevoie de mai mult personal la ADPP, de exemplu. Da, am văzut probleme și chiar le cunosc. Îl cunosc pe cel care este șeful acestui sector și am stat de vorbă de câteva ori. Într-adevăr, oamenii sunt puțini acolo în sectorul ăla pentru volumul de muncă depus în Câmpina. Dar noi sperăm că le vom rezolva încet, încet. O să vă explic în cursul acestei emisiuni care este ținta și a noastră, dar în principal a administrației. Cu toate astea, totuși, organigrama este destul de umflată. Trebuie să fiți de acord cu acest Da, este un lucru moștenit. Și aici nu vorbim de grea moștenire, că nu asta vreau să subliniez. Este un lucru moștenit și se știe foarte bine că un angajat la stat are anumite drepturi. Lucrurile astea nu se pot face în pripă și nici fără... Pentru că nu vrem să producem cutremure sociale în ceea ce privește locurile de muncă și așa mai departe. Trebuie făcute cu cap. Dar pentru că l-am moștenit, scăpăm foarte greu de el. Întrebarea care urmează este legată cumva de ceea ce am discutat până în acest moment. Ce părere aveți despre faptul că după 2 ani din acest mandat, proiectul de buget al Câmpinei la capitolul venituri proprii, și mai ales în zona cheltuielilor, ce țin de salarizarea personalului, de funcționarea administrației publice și de ajutoarele sociale, rămâne la fel de dezechilibrat în comparație cu perioada de dinainte de anul 2020. Practic, cheltuielile sunt mai mari decât veniturile, venituri care însumează 4 milioane de euro anual. Da, este o problemă, iar lucrul ăsta, să știți că este în atenția noastră de când am preluat mandatul și o să vă și spun de ce este în atenția noastră, pentru că, în mod normal, orice administrație care vrea să gospodărească cum trebuie, nu trebuie să ajungă în situația de a nu-și plăti din propriul buget toate cheltuielile pe care le are. Însă, revin și spun, este o moștenire. Câmpina din anul 2000, chiar din anul 2000, începe o descreștere destul de mare la capitolul economie. Știm cu toții lucrul ăsta. Preocuparea administrațiilor din trecut a fost destul de mică în ceea ce privește oprirea asta din cădere liberă, și demografică, și economică, și așa mai departe. Sau poate că n-au avut ce să facă, sau poate n-au avut soluții, deși din 2007, de când am intrat în Comunitatea Europeană, ar fi fost ceva soluții, dar revin și spun că este o preocupare a noastră de reducerea cheltuielilor bugetare și de sporirea încăsărilor la buget, în principal de la agenții economici, adică sporirea economiei în oraș. Este o preocupare de-a noastră, spun, și am să și exemplific dacă vreți. Vă rog, cum veți scădea cheltuielile bugetare? Noi ne-am gândit să o facem etapizat și să o facem lent și nu violent,
lucrul ăsta, dar din păcate spun, coaliția din Consiliul Local au refuzat aceste idei. Una a fost centru cultural, care ar fi asigurat o scădere a cheltuielilor cu utilitățile și salariile, în ceea ce spuneam noi acolo că ar trebui făcut pentru centru cultural. Nu stau să reamintesc pentru că pierdem timpul. Cuprinderea tuturor instituțiilor culturale într-una singură. A fost marele sau mediu sau micul scandal de la piață, unde din nou sunt aceleași probleme pe care primarul le-a semnalat și ar fi vrut să treacă sub conducerea directă a dumnealui, dar nu prea s-a putut la momentul respectiv. Adică încercări au fost de reducere, poate chiar nu semnificative, dar dintr-un segment puțin, în timp ce încasările la buget să le facem mai mari. Și iar în sensul ăsta, din ce știu eu, în materie de ajutor pe care îl poate oferi primăria agenților comerciali, timpii de obținere a autorizațiilor s-au micșorat, ședințele făcându-se mult mai des, nu o dată pe lună, adică... Birocrația, vă referiți. Da, sunt încercări și administrația lucrează la treaba asta, pentru că nu primăria face economie în sensul bun al cuvântului, ci poate să bătătorească eventual terenul astfel încât zona să se dezvolte. Mai sunt foarte multe lucruri de făcut, iar în timpul ăsta, că tot vorbim de buget, singura noastră cale către dezvoltare sunt aceste fonduri europene. O să discutăm despre ele în continuare. Totuși, dincolo de restructurarea pieței și a zonei culturale, a instituțiilor culturale din oraș, nu credeți că mai sunt și alte zone în care s-ar putea asana puțin? Ba da, o să vedem acest lucru în momentul când o să avem o organigramă a zilelor noastre, a timpurilor pe care le trăim, a acestui volum de muncă, o să le vedem în organigram. Să sperăm că nu o să mai fie probleme și această organigramă o să treacă. Trebuie o eficientizare și o informatizare a primăriei ca să putem discuta despre reduceri de personal, eficientizarea proceselor din primărie și așa mai departe. Sunt lucruri care durează și sunt lucruri complicate care necesită timp și efort. Mulți dintre cei care observă de pe margine în ultimii ani activitatea administrației conduse de primarul Alin Moldovean susțin că în toată această ofensivă pentru a obține fonduri guvernamentale și europene, administrația pierde pe zi ce trece contactul cu problemele deja existente ale orașului, oraș ce pare din ce în ce mai neîngrijit spre nemulțumirea cetățenilor. Credeți că cei care scot în evidență acest aspect au dreptate sau sunt răuvoitorii aceia despre care primarul afirmă în repetată rândul că, citez, sunt cangrenele orașului? Orașul nu este jalnic sau complet neîngrijit. Într-adevăr, sunt locuri sau bucăți din oraș de care administrația nu a avut foarte mare grijă. Dar aici aș vrea să vă spun, și chiar am aici un document, dacă vreți, ar fi fost foarte bine ca această întrebare să o puneți viceprimarului, pentru că viceprimarul este cel care se ocupă de o mare parte din curățenie și aspectul orașului. Iar activitatea dumnealui, din păcate, nu este una strălucită. Noi am sesizat lucrul ăsta chiar de la început, ați putea să ne numiți chiar și un pic răi, pentru că noi am avut un candidat pe care l-am propus Consiliului Local pentru funcția de viceprimar în poziția domnului Raț, care este un om care a terminat facultatea de matematică la Iași și care are o firmă de brokeraj, și sunt absolut convins că s-ar fi pliat mult, mult mai bine pe problemele orașului și ar fi înțeles mult mai bine ceea ce este de făcut. Dar dumnealor l-au votat pe acest viceprimar care pare a fi puțin inexistent în viața orașului, și vă spun, dacă vreți vă și citesc, dar nu pierdem timpul, din atribuțiunile pe care le are dumnealui la nivelul orașului Câmpina în ceea ce privește curățenie. Vă rog, câteva dintre ele. Da, sunt
Întreținerea și reparația drumurilor publice, proprietatea municipiului, întreținerea și reparația parcurilor și locurilor de joacă, refacerea drumurilor publice, instalarea și întreținerea semnelor de circulație, toaletarea și tăierea arborilor, asigurarea întreținerii sistemului de iluminat public, decolmatarea văilor locale și a podurilor și a podețelor, igienizarea malurilor cursurilor de apă, monitorizarea serviciului privind gestionarea căninilor fără stăpân, monitorizarea activității persoanelor care efectuează muncă în folosul comunității, efectuarea lucrărilor de reparații la unitățile de învățământ preuniversitar, monitorizarea normelor de convingere socială în condominiile proprietatea municipalității. Sunt câteva dintre atribuțiunile viceprimarului și este bine de știut că și viceprimarul are o activitate sau ar trebui să aibă o activitate destul de mare în primărie și să ajute primarul care este șeful acestuia. Bine, dar dumnealui a și explicat public că nu este lăsat să facă, că i s-au luat foarte multe dintre aceste atribuțiuni, domnule. Eu nu cred acest lucru. Eu nu cred că dacă un viceprimar bate la ușa primarului, indiferent de relația personală care între cei doi, și îi spune vreau ca la cele trei proiecte europene A, B și C să-mi aduc aportul, să mă duc să urmăresc etapele de execuție, să iau proiectele și să văd ce se întâmplă acolo, să am grijă de autorizații care se eliberează către primărie, să stau tot de dimineață până seara și să mă duc și să văd dacă se lucrează, dacă nu se lucrează. Eu sunt absolut convins că primarul nu ar refuza așa ceva. Astea sunt doar joculețe politice și discuții, iar lucrul ăsta nu-l spun degeaba, să creadă cineva că am venit eu cu discuția despre ce vreau, ci l-am auzit în emisiunea pe care ați făcut-o împreună cu cei patru lideri de partid, în care a spus nu odată, ci de două ori, că dumnealui nu face parte din această administrație. Adică ar vrea să se separe cumva de administrația primăriei un viceprimar care câștigă 2000 de euro pe lună plus 25% din fonduri europene o indemnizație. Și să spui că nu faci parte din așa ceva și că e marginalizat și așa mai departe, când tu ai niște atribuțiuni foarte, foarte clare pe care trebuie să le îndeplinești. E un pic ciudat, din punctul meu de vedere. Așadar, ați identificat oarecum problema legată de faptul că orașul e din ce în ce mai neglijit, da, viceprimarul. Și-ar putea aduce o contribuție mai mare în ceea ce privește curățenia orașului. Credeți că domnul Raț, la care ați făcut referire mai devreme, ar fi putut face mai mult? Sunt absolut convins. E vorba de capacitate umană. Veți face ceva în sensul de a înlocui viceprimarul? Nu avem noi ce să facem, pentru că noi suntem un partid mic. Iar pentru demiterea viceprimarului e nevoie de 2/3 din voturile Consiliului Local. Este inutil să ne gândim la așa ceva. Facem doar comentarii. Doamne, deci am văzut cu toți atmosfera tensionată din Consiliul Local și mai cu seamă faptul că aleșii locali sunt împărțiți în două tabere când vine vorba de relația cu primarul, când vine vorba de anumite proiecte inițiate de către acesta. Partidul Oamenilor Liberi a fost un susținător necondiționat al primarului, fie că este vorba de proiectele primarului, fie că este vorba de ieșirile publice ale acestuia. Ce va determina să nu alegeți, de exemplu, varianta mai comodă a neutralității? Credeți cu toată convingerea în viabilitatea proiectelor propuse de primarul Alin Moldoveanu? Haideți să răspundeți la prima întrebare. De ce nu vă poziționați într-o zonă neutră? Neutră? Nu. În niciun caz nu putem fi neutri. Noi știm foarte clar ce este de făcut. Iar dacă îmi permiteți vreme de două minute să vă povestesc care este politica acestei administrații pe care noi o agrem. Este vorba de un buget al Câmpinei și acum o să dau niște explicații, nu vreau să jignesc inteligența nimănui, dar o să folosesc niște cifre stilizate ca lumea să poată înțelege foarte bine, indiferent de cine ascultă. Bugetul Câmpinei este 100 de lei. Din această 100 de lei să plătesc salarii, să plătesc, mi-am notat aici ca să nu uit ceva, indemnizații persoane cu handicap, utilități, iluminat public, salubritate, tot ce înseamnă funcționare. Și după ce plătim aceste lucruri, dintr-un buget relativ mic, cum spuneați mai devreme, mai rămân 10 lei. Deci dintr-o 100 de lei rămân 10 lei pentru investiții. Ori acum,
Din fonduri proprii, să Da, din fonduri proprii. Da, da. Bugetul local al Câmpinei din impozite, taxe și, și așa mai departe. Ce înseamnă fond european? Această administrație, când a venit la, după ce a câștigat alegerile, ne-a explicat tuturor care este politica dumnealor. Și noi am fost total de acord cu ea și am să vă explic și dumneavoastră. Din acești 10 lei, când accesăm un fond european, trebuie să contribuim și noi cu ceva. Și atunci, primul fond european care apare, fondurile europene ne dau 10 lei, noi trebuie să punem un leu. Și a apărut al doilea fond. Ne mai dau 10 lei, noi mai trebuie să punem un leu. Și uite așa, încet, încet, începe să se stingă toată suma de investiții pe această contribuție a primăriei la aceste fonduri europene. Coparticipare, așa se numește. Iar fondurile de investiții din bugetul local se termină în 10 proiecte. Vă dau un exemplu, pur și simplu. Ceea ce mi s-a părut o idee foarte bună, să investești un leu și să obții 10. În felul ăsta am obținut 100 de lei din cei 10 lei pe care am avut de investiții și am dublat suma bugetului local. Ceea ce s-a și întâmplat. Mi se pare ciudat să vii și să spui nu da leul ăla ca să iei 10 lei ca să facem noi un părculeț. Pentru că nu ne permitem, suntem destul de săraci și atunci am spus, domnule, folosește toți banii de la dezvoltare. Bine, nu toți, că mai rămân ceva bani de făcut. După cum observa, sunt acum 7 lei în lucru și se fac din bani din bugetul local. Mai rămân ceva bani, dar nu foarte mulți. Aceasta este politica acestei administrații. Și a încercat să ne facă să înțelegem că este singura noastră șansă. Și este singura noastră șansă. Adică obținem bani de 10 ori mai mult decât avem noi în buget. Măcar pentru o perioadă de timp cât timp ni se mai acordă aceste fonduri europene. Și noi ne-am grăbit să facem acest plan așa cum e el. Are un singur dezavantaj în ochii oamenilor, dar cu puțină răbdare, pe care oamenii și-au pierdut-o, ce-i drept, este pe bună dreptate, nu întotdeauna proiectele derulate într-un an acoperă nevoile imediate ale localității. Dar probabil că în următorul an va acoperi și aceste nevoi imediate. Și în următorul an, și așa mai departe, pentru că nu sunt niște proiecte rele. E vorba de anvelopări, de blocuri, de construi grădinițe, de construi creșe, de refăcut drumuri, de făcut centura orașului. Și așa mai departe, adică sunt foarte multe lucruri bune pe care noi din bugetul nostru local nu ni le-am putea permite niciodată. Și aceasta este o politică simplă. Cum să fiu eu împotriva acestui lucru? Coaliția a demonstrat și aseară a fost un fel de sketch acea emisiune în care nu poți să spui în poziție de om politic salutăm fondurile europene că vin, dar totuși nu sunt bune. Cam asta este ideea generală. Adică să persifleze așa o activitate a unei administrații doar de dragul de a o face sau doar de dragul de a face politică. Cine spune, dacă vine cineva și spune că facem rău, ar trebui să vină eventual și cu soluții. Aceasta este cel mai important lucru. Dacă cineva vine cu soluție la ceea ce v-am spus eu mai devreme în ceea ce privește bugetul local, atunci putem să stăm de vorbă și să vedem care dintre soluții e mai bună? Asta pe care v-am spus-o eu sau cea cu care au venit ei? Din păcate, din partea cealaltă nu a venit nicio soluție decât critică neconstructivă. Cu alte cuvinte, mizați totul pe fonduri europene. Absolut. Și pe proiectele primarului în continuare pentru dezvoltarea orașului. Absolut. Da, asta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră de ce noi suntem alături de primar în ceea ce privește politica asta a dumnealui privind bugetul local. Totuși am văzut, fiind alături, și dacă greșesc, vă rog să mă corectați, și în momentele în care are ieșiri publice destul de necontrolate, domnule Briciu. Asta nu puteți să mă întrebați pe mine, trebuie să întrebați pe dumnealui, pentru că eu nu sunt Alin Moldoveanu, eu sunt Briciu Liviu. Și nu pot să vă răspund la lucrul ăsta, pentru că noi nu acționăm sub formă de gașcă acolo, cum s-a acționat atâția ani în politica din Câmpina și din țară. Noi acționăm la nivel de colaborare. Colaborăm. Noi ne punem la dispoziția dumnealui cu tot ce știm noi, cu toată experiența noastră personală și am dovedit lucrul ăsta, dar lumea nu știe pentru că noi nu facem străzi. Ne-am implicat în câteva proiecte la care ne ducem și lucrăm efectiv. Vă rog să enumerați măcar două dintre ele. Păi la Centrul Cultural am lucrat efectiv la regulament și la
gândirea întregului centru cultural. Ne-am implicat și noi împreună cu oamenii din primărie. La informatizarea primăriei, un proiect lăsat puțin în urmă de vechea administrație, am fost să citesc și să înțeleg cum s-au gândit cei care au venit să implementeze acest sistem informatic în primărie. Adică sunt ore foarte multe pierdute din partea mea pe care oamenii nu le văd. Dar mă interesează mai puțin să fac lucruri care se văd imediat decât lucruri care probabil or să aducă un mare plus administrației și cetățenilor de la Câmpie. În campania electorală din anul 2020, atunci când aspirați la o funcție publică, ați fost unul dintre cei mai critici la adresa celor care au condus orașul înaintea dumneavoastră. În prezent, după 2 ani de mandat, v-am auzit afirmând în cadrul ședințelor de Consiliu Local, citez, dacă așa se pune problema în politica și administrația locală, mai bine demisionez. În ce măsură mai credeți în ceea ce spuneați în anul 2020, domnule Briciu, în campanie electorală? Referitor la politică și politicieni, am aceeași părere și o să o susțin tot timpul. Încurcă lucrurile. Politicienii români de astăzi încurcă lucrurile mai mult decât le descurcă. Am aceeași poziție. Iar în ceea ce privește demisia, aia a fost o afirmație care nu are termenul depășit. De-a mea, când eram foarte supărat pentru că Centrul Cultural a picat de 2 ori în Consiliul Local, și aici fac o paranteză, ca să vedeți totuși că ipocrizia atinge niște cote destul de mari. Dumnealor spun că bugetul Câmpinei este în impas. Nu vorbesc de fondurile europene și de banii extrabugetari. În afara faptului că dumnealor a fost la cârma orașului ăsta mulți ani și l-au lăsat într-o anumită stare, vin să dea sfaturi acum. Și nu știu dacă e cazul, dumnealor ar fi putut să facă lucrurile pe care le facem noi astăzi cu 10 ani în urmă. Și astăzi eram cu totul și cu totul. La cine vă referiți? Că sunt puțini cei care au fost în trecut și astăzi în legislativă. Doi dintre invitații dumneavoastră au fost, unul a fost viceprimar și unul a fost mâna dreaptă a domnului Tisanu în vreme de vreo 15 ani. Și este oarecum frustrant. Dacă vreți să apăr și administrația în ceea ce privește vorbele pe care le-a spus primarul, simte o frustrare. E normal. Pentru că preiei o primărie așa cum o preiei, îi dublezi bugetul după 2 ani și criticile, că-s bune criticile, nu asta ar fi problema, că le primește toată lumea critica, și dar sunt fără niciun fel de fundament și foarte violente. Stau eu acum în poziție de partid local. Când eu văd activitatea din primărie și când văd banii, că îi văd, deci nu mai există nicio urmă de îndoială că bugetul Câmpinei e de 2 ori mai mare la capitolul investiții. Stau eu să mă mai întreb că de ce a avut moldoveanul 5 la geografie? Dacă așa înțeleg dumneavoastră politica, așa s-o facă. V-am văzut de multe ori dezamăgit în timpul ședințelor de Consiliu, nu numai când a fost vorba de centru cultural. Dacă ar fi să caracterizați legislativul local în 2-3 cuvinte, ce ați spune, domnule Briciu? Că nu sunt destul de matur politic și au o lipsă de idei și de oameni care să vină să aducă un plus, pentru că nu s-ar mai comporta așa. Sunt absolut convins că dacă partidele care formează coaliția astăzi ar avea oameni care să imită idei, politica n-ar mai fi așa, în felul ăsta. Cu replici dure și jigniri în Consiliul Local și în sfârșit. Bine că avem bugetul dublu. Cu toate astea, peste 95%, să nu exagerez, din hotărârile de Consiliu și din propunerile administrației publice locale ale primarului au trecut fără nicio problemă prin Consiliul Local. Au fost doar 2-3 discuții pe 2-3 proiecte controversate. E un pic înșelătoare discuția asta, pentru că nu numai proiectele controversate gen Pasaj sau cel cu camerele de la vedere, care ne-ar fi adus un plus foarte mare. Toată lumea, de asta spun că e un pic de ipocrizie. Lovitura pe care au dat-o acestui proiect a fost că e Big Brother și că o să urmărim lumea noi până oraș. Și eu sunt cetățean în Câmpina și probabil că nu o să mai fiu consilier local. Îmi văd de treburile mele.
nu-mi convine să mă urmărească nimeni, dar rezolvam problema infracționalității, care e una extraordinară, rezolvam problema gunoiului, care e o problemă a aruncatului gunoiului la întâmplare pe toată suprafața orașului, a celor care nu plătesc gunoiul și multe, multe lucruri care se puteau rezolva prin amplasarea acestor camere de la vedere. Și dumneavoastră ce au găsit de cuvință? Să spună că e Big Brother și că urmărim lumea. Lumea s-a speriat, e normal să se sperie de lucrul ăsta, pentru că noi n-am apucat să mai dăm explicații și dacă le-am dat, a fost tardiv. Dar au fost foarte multe lucruri și mi-aduc aminte. Trebuie să mi-aduc aminte. În 2021 au făcut niște amendamente la buget în ședință și au luat toți banii de la parcarea de la piață, de la studiul de fezabilitate. Parcarea supraetajată de la piață. Și s-a mai întârziat un an. În următorul an au făcut zeci de amendamente în care luau bani din... Pentru că este o etapă necesară, indiferent ce spune lumea. Legea e lege, trebuie să o respecti. Trebuie să faci studiu de fezabilitate la proiect. Nu se poate fără. Și-au luat, la un moment dat, luau mai mulți bani dintr-un capitol bugetar și îl duceau în altă parte. Adică încercări din astea disperate a unor politici de a frâna avântul ăsta cu care a venit primarul moldoveanu să obțină fonduri europene. Ori nu mi se pare normal să frânezi lucrurile astea și să aduci niște argumente care nu au nicio legătură cu realitatea, numai de a panica lumea și de... pentru că e vorba de niște lucrări și un bine pe care se face acestui oraș. Punct. Totuși, nu credeți că ar fi necesar și un echilibru și celelalte formațiuni politice doresc să susțină anumite proiecte și nu au de unde să scoată din joben bani din buget. Și atunci au venit și au spus: "Doamne, noi vrem să scoatem de la acutare și să băgăm la acutare, vrem să susținem și noi anumite proiecte." Sunt de acord. Este boala omului politic de a exista și el. Și într-adevăr, pe această rețetă în care bugetul local dă banii pentru coparticipări și nu mai rămâne foarte mult pentru proiectele politicienilor, eu cred că politicienii ar trebui să gândească la niște lucruri care nu se văd. Exact ce vă spuneam. Sunt foarte multe lucruri de făcut. Trebuie să ne gândim la problema blocului de necesitate și să o rezolvăm. Trebuie să ne gândim la grăbirea licitațiilor cu Ștrandu și cu Mițuchițu. Sunt probleme în cultură, sunt probleme în sport. Sunt multe probleme pe care le-am putea rezolva fără să cerem noi să facem o parcare sau să facem străzi. Pentru că asta intră la fonduri europene și nu se pot lăuda ei cu ele. Dar asta e meteahna omului politic. Haideți să facem lucruri care se văd ca să ne voteze lumea. În mod normal, dialogul rezolvă toate aceste neajunsuri. N-ar trebui ca primarul să se aplece mai mult asupra zonei astea de dialog cu celelalte formațiuni politice? Eu mi-aduc aminte că în fiecare ședință de Consiliul Local, primarul face apel la consilierii locali că de câte ori au nevoie de orice informație sau de o discuție cu dumnealui, sunt bineveniți de dimineață de la ora 7 până seara la 5. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, degeaba vii, dacă tu nu te duci. S-a stabilit o relație destul de tensionată între consilierii locali, o parte dintre consilierii locali și primar, și uitați că s-a ajuns la situația asta. Nu știu dacă primarul este de vină 100% pentru că el face acest apel. El spune: veniți, indiferent de relația dintre noi, indiferent că suntem într-o relație bună sau nu, veniți și spuneți în ce adună. Nu se mai duc. Eu ce să spun? Dacă așa înțeleg dumnealor că la muncă sau în această activitate e loc de orgolii? Confruntarea asta a mers până acolo încât primarul nu mai asista la punctul divers de pe ordinea de zi a ședinței de consiliu. Da, astea au fost în urma unor intervenții ne la locul lor din partea acestor consilieri. L-au jignit și s-a ridicat și a plecat. Și a spus că nu vrea să mai facă decât înscris. Asta știu eu din ședințele de consiliu local. Așa s-a întâmplat. Eșecul digitalizării administrației locale câmpinene, un proiect început în mandatul trecut, pentru că s-au cheltuit foarte mulți bani europeni, subliniez,
A fost unul dintre principalele dumneavoastră subiecte de campanie electorală în anul 2020. La vremea aceea promitați că vă veți implica personal pentru a rezolva ceea ce alții nu au fost în stare, și anume sistemul integrat de conexiune digitală între serviciile din primăria Câmpina, dar și interfața digitală dintre administrația locală și cetățeni. Cum stăm cu digitalizarea administrației, domnule Briciu? Ce ați găsit acolo? Nu stăm strălucit la acest capitol, la acest proiect, dar să fac pași în sensul ăsta. Eu m-am ocupat chiar din primele luni de proiectele pe care le-am spus în campania electorală, respectiv Centrul Cultural și Digitalizare. Și vă repet, am început să învăț. Este un proiect extrem de complex și, ca să înțelegeți, eu și cei care se vor ocupa în continuare de asta, pentru că nu trebuie să ne ascundem, o parte din cei care au realizat implementarea asta au ieșit la pensie, au plecat, și atunci nu mai sunt oamenii care au participat la implementarea acestui sistem informatic. Lucrurile le vom relua, ne vom ocupa în continuare de el, dar eu trebuie să înțeleg, și vă dau un exemplu, și mi-e foarte greu pentru că am serviciu, mă duc la muncă și eu ca orice om, să înțeleg toată primăria. Ce vreți să spuneți? Adică să înțeleg funcționarea primăriei la fiecare serviciu în parte. Ca să pot să emit idei. Ca să pot să-i ajut personal. Și asta se întâmplă. Suntem într-un proces, am luat legătura de vreo două ori cu firma care a implementat sistemul, primim sprijin din partea lor, acum s-au mai angajat, anul trecut s-au mai angajat doi oameni la serviciu IT, și probabil că împreună cu ei o să mișcăm și sistemul ăsta. Domnule, s-au cheltuit foarte mulți bani. Unii au încasat foarte mulți bani pentru a pune în pe roate acest sistem digital. Nu mai vorbim despre trecut, să vorbim despre viitor. Ce se poate face concret? Da, trebuie reluată implementarea de acolo de unde a rămas. Și cine le suportă din punct de vedere financiar? Asta facem. Poate nu o să mai avem costuri, poate o facem cu forțe proprii. Noi asta încercăm. Acum să reluăm implementarea cu forțe proprii. Ceva pași s-au făcut, sunt niște analize făcute pe fiecare departament în parte. S-a și scolit personalul, la fel, unii au plecat, unii au rămas. Adică sunt ceva probleme din astea funcționale, dar eu sper ca în următorii 2 ani să depășim problemele astea și să funcționeze fără probleme. Ceea ce ar fi un extraordinar mare plus în activitatea administrației publice. Orizont de timp este 2024? Da. Apropo de 2024, și asta e ultima întrebare a acestui interviu, an electoral, greu? Nu e greu. Din punctul nostru de vedere nu e greu. Noi nu avem ținte electorale. Noi suntem un partid local și vrem să rămânem acest partid local pentru toți câmpinenii care își doresc să facă politică cu cap. Orice câmpinean care are o idee sau două sau trei și știe exact ce are de făcut și cum are de făcut să intre la o luptă cu ceilalți oameni politici și să-și ducă ideile la bun sfârșit, este binevenit la noi și va deveni consilier local cu siguranță. Mai candidați la primărie? Nu, nu, nu. Candidatura mea la primărie a fost ca acest partid să aibă un candidat la primărie și să putem obține 1, 2, 3 consilieri, să avem un cuvânt de spus acolo. Îl veți susține pe primarul Moldovean la O să avem candidatul nostru propriu. Suntem un partid local cu membri, cu candidat la primărie și așa mai departe. Nu veți candidat noastră, dar partidul o să aibă un candidat. O să aibă un candidat, sigur. Sigur, cu siguranță. Aici vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și vă doresc mult succes în continuare. Și eu vă mulțumesc că m-ați chemat.